Așa, Bogdan a găsit o tactică foarte... Bravo, Bogdan! Bravo! Salut! Noi astăzi avem o nouă provocare! O piramidă! O piramidă ne-a provocat Jasmina Show! Avem o ruletă pe care vom roti și să vedem... Și uitați-vă! Cu fruntea, cu genunchiul și cu corp! Da, hai Bogdanel să vedem! Rotește întâi să vedem ce-ți cade! Lui Bogdanel a căzut cu fruntea! Da, fruntea! Hai să vedem! Fruntea cu fruntea va trebui să extragă un element din piramidă. Câștigă cel care are mai multe elemente. Doar cu picioarele se atinge de pământ. Bravo! Da! Bogdanel are un element. Am un element! Cu genunchiul, Valeriu! Cu genunchiul e cel mai greu, cu genunchiul e cel mai greu. Bravo! Cu cotul, Bogdanel, da, cu cotul. Da. Hai să vedem, Bogdanel. Bravo! Este! Mami, ia neuna, eu am cu genunchiul, nu pot să cred! Cu genunchiul! Haideți să vedem! Este! E rândul lui Bogdanel. Lasă jos! Cu cotul! Nu pot să cred! Cu cotul! Hai, scumpule! Este! Bravo! Încă un element în colecția lui Bogdanel. Mami, ai de cotul! Cu cotul! Super! Este! Acum e la rândul meu! Acum e rândul lui Bogdanel. Fruntea! Tati a avut dreptate! Fruntea, să vedem. Deja este foarte dificil. Nu-i nimic, dacă a căzut, se permite. Hai. Da. Este la mijloc. Cu genunchiul. Da, cu genunchiul. Să vedem, copii. Este încă un element. Hai, Bogdanel. Hai. Genunchi! Genunchiul este... Stop, nu te ține de mine! Este! Elementul este extras din piramidă. Dar a căzut piramida. Cu cotul! Ei, tu deja ai... Cu cotul! Așa, Bogdanel încearcă cu cotul fără să se așeze. Super! Eu cred că ambii vom fi învingători, vedem. Oricum sunt doar 15 elemente. Cu cotul, da? O, da. Cotul este simplu, mi se pare că cel mai simplu este cotul. Hai, Bogdanel, așa zi jos. Cel mai simplu e cu genunchiul. Hai. A fost. Genunchiul. Hai. Da. Cu genunchiul să vedem. Wow, super. Bravo. Cu fruntea! Nu pot să cred! Cu fruntea
Este foarte dificil cu fruntea, copii? Ei, mie mi se pare foarte ușor. Păi, da, tot eu nu cred să pot să reușesc să mă așez. Eu cred că nu voi reuși aceasta, Bogdati. Și ștafeta se duce la Bogdan. Vin în partea aceasta. Nu. Hai. Cu fruntea! Da. Să vedem, Bogdan, dacă se descurcă cu fruntea. Hai, scumpule. Nu. N-ai dreptul. Nu se poate. Doar tălpile trebuie să fie atinse de pământ. Îți fă picioarele mai tare. Hai. Încă o dată. Hai, ești foarte aproape. Îți fă picioarele mai tare. Hai. Așa, Bogdan a găsit o tactică foarte. Bravo, Bogdan! Bravo! Și acum? Bravo! Și acum e rândul mamei. Bravo, Bogdan! Care pe joc? Cu fruntea! Chiar nu o să-ți leușească. Mai încerc o dată. Nu, copii, cred că eu nici nu încerc, nu mi se primește. Și ultima șansă la Bogdan. Hai, Bogdan, el vine, o să încerci. Genunchi! Cu genunchi, el este cel mai greu. Hai, Bogdania, să te văd! Iuhu! Și cred că Bogdania, câte ai, scumpie? Câte aveți fiecare? Tu nu mai ai, că ești mai mare. Bine. Eu un număr, eu am 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dar Bogdania, câte are? Nu, trebuie să iasă. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Învingătorul este Bogdanel. Tu câte ai? 5. 6. 6. Totuși jocul acesta 5. Pentru copii este mai simplu. Bravo! Dar oricum între noi câștigă prietenia. Pa, pa! Bine, am distrat din minune! Da!